Prefectul de Argeș, Gheorghe Davidescu, i-a convocat pe directorii serviciilor deconcentrate la o ședință cu ușile închise, în care le-a cerut să-și prezinte obiectivele pentru acest an. Pentru întâlnire, Gheorghe Davidescu și-a pregătit și articole din legea administrației publice locale, prin care să demonstreze că are putere asupra șefilor de instituții. Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerilor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului au obligația să transmită prefectului proiectul de buget. Pentru asta îi chem astăzi. Deci, conform legii. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înaintează conducătorului instituției ierarhice superioare serviciului public deconcentrat. Prefectul de Argeș a avertizat că nu va mai tolera unele atitudini ale colegilor săi. Afirmațiile au avut ca direcție și inspectoratul școlar, pentru că șeful inspectoratului s-a supărat pe prefect după ce într-un articol din presa locală, Davidescu a calificat prestația profesională a lui Gabriel Bratu ca satisfăcătoare. Am căutat legea care reglementează instituția prefectului aici, capitolul 3, articolul 19, atribuțiile prefectului. Nu reiese de nicăieri că trebuie să dea note serviciilor deconcentrate, care influențează imaginea publică, la care avem cu toții dreptul. Eu sunt bucuros, pe de o parte, că am reușit să promovez. Vă mărturisesc că sunt nemulțumit de atitudinea pe care unii directori au, deci sunt chestiuni pe care nu le voi mai tolera. Unii dintre dumnealor s-au supărat de aprecierile pe care le-am făcut vis-a-vis de activitatea pentru anul 2010. Le garantez că în 2011 nu voi mai tolera astfel de atitudini. Și voi proceda așa cum cer legile pe care, din păcate, o parte dintre dumneavoastră nu le cunosc. Astăzi le voi aduce la cunoștință și probabil că voi face și o seminarizare cu dumneavoastră după o perioadă de timp. Nu vreau să extind discuția, probabil că o să solicităm o comisie de contestație corespunzătoare care să vadă dacă e în regulă ce s-a produs sau nu. Dincolo de asta, lăsând gluma la o parte, nu se face așa ceva. Dar mă rog, fiecare își gestionează propriile trăiri interioare așa cum dorește. De regulă e bine să nu fie emoțional. Eu m-aș fi exprimat că este o colaborare bună. Popescu, Ionescu, Vasilescu. Asta face, asta nu face, asta o face, asta nu face. Mai departe, calificative și note nu mi-aparțin. Dacă unii dintre dumnealor au furat-o în ghilimele și au crezut că le-am dat eu notă, este treaba lor. De aici am descoperit și caractere și oameni care, într-adevăr, m-au dezamăgit.